Ați văzut, stimați telespectatori, că și publicitatea s-a referit la copii și la Doamne, Doamne. Așa că suntem în ton, în armonie cu ceea ce facem. După cum spunea Niculina, a schimbat ceva, necesită în primul rând să ieșim din acea robotizare. Din acea robotizare. Bun. Acum, următorul pas, pentru că spuneai tu că mai sunt niște trepte care trebuie respectate. Hai să vedem care sunt acestea. Următorul pas, după ce am renunțat la vechi sau la obișnuinții, să mă integrez. Deci să mă regăsesc eu pe mine. Asta înseamnă, noi avem mai multe corpuri în jurul nostru. E corpul fizic pe care îl vedem, corpul mental, corpul emoțional, corpul relațional cu care intrăm în relații, corpul senzațiilor, palpat, gust, miros și așa mai departe. A simțurilor, adică, nu? A simțurilor, da. Și mai avem Spiritul Sfânt. Toate aceste corpuri. Scuze-mă, Spiritul Sfânt este același cu Duhul Sfânt? Duhul Sfânt, Dumnezeul din noi. Același, da? Același lucru. Okay. Sinele divin, cum vreți. Sunt mai multe denumiri, spunem Spiritul Sfânt ca să luăm și așa. Într-o ființă armonioasă, că suntem la viața în armonie, primul care conduce și șeful, între ghilimele, Spiritul Sfânt sau Scânteia Divină sau Duhul Sfânt din noi, da? Iar toate celelalte corpuri sunt, ele au un program ca să asculte pe Sinele Divin sau Spiritul Sfânt sau Dumnezeu. Numai că această părticică din Dumnezeu din noi e atât de acoperită de griji, probleme, variațiuni pe tema aceasta, încât o ia ba corpul emoțional să țină el, să fie el șeful și atunci începe tot timpul cu emoții, cu stres, cu agitații, cu așa. Ba corpul mental și atunci critici, judici, totul e trecut prin prisma aceasta. Ba corpul relațional, nu te simți niciodată bine, când spunea cineva că cel mai greu este singurătatea. Și eu îi spuneam, niciodată nu ești singur. Ba da! Dacă mă trezești nu e cineva lângă mine, înseamnă că sunt singur. Asta înseamnă că te domină corpul relațional. Și corpul fizic, care ții numai cum să arăți, cum ce să mai mănânci, cum să ai grijă. Deci când unul dintre ele domină, el a preluat comanda ființei tale divine. Ființei tale, că noi într-un tot suntem ființă divină. Corpul e templul sufletului, da? Da. Emoțiile sunt tot sufletul, iar spiritul e Dumnezeu din noi sau Duhul Sfânt. Ei, la integrare înseamnă că primul care conduce ființa noastră este Dumnezeul din noi sau Duhul Sfânt. Și toate alealte ascultă. Hai să mai luăm o dată așa ca la grădiniță pe degete. Care sunt corpurile? Fizic, ăsta care îl vedem. Da. Doi. Hai să spunem pe ăsta senzorial, că e mai aproape de fizic. Emoțional. 3. Mental. 4. Relațional. 5. Și sinele divin. Cel care gândește care? Gândul. Gândul e la mental. La mental. Ăla cred că e cel mai tare. La fiecare. Depinde. Sunt persoane foarte emotive și atunci pe ei iau emoțiile înainte. Da? În momentul în care ești integrat și toate acestea sunt unificate, sunt într-o armonie și ascultă de sinele tău divin, atunci nu mai sunt probleme. Spuneai, de unde să știu cum să fac? E atât de simplu, oameni buni. Sunt dintotdeauna ghidat de sinele meu divin. Ei, iar începem cu cele de discutat în fiecare dimineață și de repetat. Păi da, disciplină, ce să facem? Stimați telespectatori, dragile mele telespectatoare, știu că mi-ați sugerat să vă punctăm ce anume dumneavoastră să scriți ca să vă repetați în fiecare dimineață. Acum avem ocazia să facem lucrul acesta. Okay. Scrieți! Deci sunt dintotdeauna ghidat de sinele meu divin. De Dumnezeu din mine. De trei ori la rând, dacă spune dimineața, ok. După aia, sunt dintotdeauna conectat la sinele meu divin. Asta face parte din integrare. Ești conectat la Dumnezeu din tine zilnic. Tot timpul. Sunt dintotdeauna sănătate radiantă, tot așa în fiecare dimineață.
ca să aveți o zi minunată. Este necesar să fie repetat doar timp de 29 de zile? Nu. Sau putem să spunem minim în fiecare 29 timp? De zile. Minim, deci 20. Mie mi s-a împlinit ceva, dar au durat 6 luni, am spus continuu, dar am avut credința că se va împlini. Și 6 luni s-a împlinit. Întâmplă ceva dacă cumva într-o zi nu spunem? Nu, nu, nu. Deci de în primele 29 de zile bine dispus zilnic pentru ca să creeze rețeaua neuronală. După care, ea e odată pornită, trebuie să o alimentezi din când în când. Dacă o faci zilnic, cu atât mai bine luminează mai mult. Dacă o faci din când în când, luminează, dar nu la fel de mult. E ca și cu mașina, stimați telespectatori. Prima dată bai când o iei, îi pui plinul și după aceea îi pui de cât ai bani, dar la ce trebuie să îi pui plinul, da, la 29 de zile. Așa e și cu rețelele noastre. Așa. După aceste propoziții pe care noi le repetăm, nelipsind de acolo, eu sunt dintotdeauna, după care... Și ești acolo, în prezent, nu ești cu mintea la ce am de făcut mâine. Automat să fie acolo? Păi, automat trebuie să fie acolo. Trebuie să fie acolo, ok. După toată povestea asta, cu aceste repetiții zilnice, urmează ce? Urmează schimb ceva. Te dai jos din pat, asta le poți face și în pat, nu-ți trebuie o poziție anume. Și începi să schimbi. Faci altceva. Altfel te speli, altfel te speli pe dinți, uneori mă spăl cu mâna asta, după aia cu asta, după aia invers, după aia invers, tot așa. Pentru că obișnuința este cea mai mare, cum să vă spun, piedică în evoluția noastră. Ne limitează. Pentru că nu știi cum ești altfel. Te-ai spălat vădat cu cealaltă mână? Da, când am avut una dreaptă ruptă. Aha, deci numai când a fost o problemă. Altfel nu. Să vezi și altfel experimentez. Deci fiecare experiență nouă ne îmbogățește sufletul, crește sufletul. Am mai spus lucrul ăsta. Pentru că altfel rămânem limitați acolo. Rămânem doar cu energia care o avem. Fiecare experiență nouă aduce un alt flux de energie în noi. Da. De aceea oamenii care fac multe, niciodată nu s-au obosit. Mama mea. Mama mea întotdeauna face multe, multe lucruri. Și diverse. Da, și are 80 de ani. Să-mi trăiești, mamă. Da. Altceva. Păi ai tu punctul, le-ai avut punctate. Spune acolo. Ultima este libertatea. Am ajuns la libertate. Am ajuns la libertate, cum spuneam, mai țin. Greu de ajuns acolo. Știm toată lumea cine. Adică Maestrul Iisus care spunea, cunoaște adevărul și adevărul te va elibera. Gândesc eu și alți maestri că se referea la adevărul realității fiecăruia. Pentru că ce e adevăr pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru oricare, nu poate fi până n-ați experimentat. Tot ce vă spun eu acum, pentru mine este adevăr că le-am trăit. Pentru dumneavoastră, unii poate ați trăit, unii poate nu, poate începeți de azi, de acum, fiecare clipă importantă. E o filozofie. În momentul în care o experimentezi și treci prin filtrul tău, prin trăirea ta, abia atunci devine adevăr. Și atâta timp cât este adevăr pentru tine, nimeni nu se mai poate lua acest adevăr. De aceea spunea Iisus că cunoaște adevărul și adevărul te va elibera. La asta se referă libertatea despre care vorbim. Și atunci ești liber. Ca să subliniez ceea ce tu ai spus acum, spuneam, stimații telespectatori, că am să vă prezint această carte. Este vorba de cartea lui Neil Donald Walsh, da. Cei ce aduc lumina. Este autorul cărților Conversații cu Dumnezeu, pe care noi vi le prezentăm, eu și cu Gabi Andrei vi le prezentăm la radio. Am trecut deja la cel de-al doilea volum al cărții Conversații cu Dumnezeu. Carte scrisă de Donald Walsh, Conversații cu Dumnezeu, are 3 volume, după care urmează alte 3 volume cu alte nume. Donald Walsh spune așa, sublinind ceea ce spunea Niculina: lumea are nevoie de lumina ta acum, nu mâine, acum. Bineînțeles că tu știi asta. De aceea ai ajuns la această carte. Carte pe care o ai în mână, îți va spune cum să faci pentru ca lumina ta să strălucească. Este o carte foarte simplă, despre un proces foarte simplu. Totuși, acest proces, deși nu simplu, poate să nu ți se pară ușor. Așa că, ascultă, privește, fii atent. Exact ceea ce spunea Niculina, Donald Walsh spune în
începutul acestei cărți. Cartea este foarte subțire și foarte ușoară de, ușoară de citit. Vă recomand cu căldură pentru că merită. Merită pentru că face parte din schimbare. Din schimbarea noastră, din schimbarea dumneavoastră și din schimbarea mea proprie. Niculina a ajuns la această schimbare în urma multor ani de muncă și experiență, de studiu. Vreau să te întreb, Niculina, următorul lucru. Ce înseamnă studiu fără practică? Înseamnă demagogie. Deci până nu experimentezi, înseamnă că ești doar un erudit și atât. Cunoști, dar nu l-ai trăit prin experiența ta. De acord cu tine. Dar dacă eu citesc și citesc și o carte și intru și pe site-uri și primesc informații... Și fac și ceva, atunci acea informație se lipește de mine, o trăiesc și o experimentez. Și dacă eu vreau și aștept, Niculina, de la mine, aștept să văd schimbările, să le văd materialicește, palpabil, nu? Palpabil, deci... Dacă faci, le vei vedea, Gina. Și eu le-am văzut și mulți alții. Dar vreau mai mult, mai repede. Spunea o cursantă de-a mea, Doamne, ce bine, că mai văd aici vreo 20 de oameni care gândesc la fel. Mă gândeam că sunt numai eu ciudată în lumea asta. Zic și sunt mulți, noi avem peste 100 de cursante, deci sunt mulți, nu numai atât. Bine, pentru care cine... Care văd lucrurile. Pentru cine crede că noi suntem cei care discutăm și care încercăm să schimbăm ceva în viața noastră, suntem ciudați, este liberul nostru arbitru să ne... clasați unde vreți. Nu. Părerea noastră este că suntem totuși normali, atâta timp cât avem destulă lume ce se uită la noi și care ne solicită emisiunile și pe 1 TV Neamț și de, uitați-vă de exemplu la blogul, aveți expus jos pe Crol, blogul nostru Viața în Armonie, să vedeți acolo câte vizionări avem. În 3 luni de zile din ianuarie de când i-am dat drumul, deci am ajuns la 9000 și ceva și cele mai multe sunt cu Niculina Gheorghiță, care sunt vizionate foarte, foarte intens. Așadar, lumea ciudată a început să-și mărească, devină lumea normală. Să devină și să-și mărească numărul și cei care se consideră normali să-și dea seama că au devenit în minoritate și vor trebui să facă și ei o schimbare. De ce? Pentru că, aici vreau să ajung, fluxul de energie care a început din 1987 să schimbe energetica Pământului a ajuns să se intensifice atât de puternic în zilele noastre, încât, după cum vedeți, la fiecare pas, la fiecare zi, dacă dați drumul la televizor, veți vedea pe diferite canale, pe fiecare program în parte, există o emisiune în care se vorbește despre energie, despre 2012, despre iubire necondiționată, despre credință. Oare unde duc toate astea? V-ați pus întrebarea. Înseamnă că, așa cum spune Niculina, este nevoie să schimbăm ceva din noi. Discutam aseară la o întâlnire cu mai multe doamne din Fundația Concordia, unde doamna Niculina Niță ne-a prezentat un material foarte interesant despre centura fotonică și anul 2012. Am promis că vom face o emisiune și cu ea, este profesor de fizică și profesor în psihologie. Spunea că această energie care în 2012 este atât de puternică, nu va fi o schimbare bruscă a ceea ce noi credem că va fi sfârșitul. Nu, nu va fi nici sfârșit, cum și tu, Niculina, ai spus de foarte multe ori, iar pentru unele persoane nici nu se va simți. Da, da. Care sunt acele persoane care nu vor simți nimic din ceea ce se va întâmpla? Sau din ce s-a întâmplat, pentru că noi simțim că se întâmplă ceva, pentru că ne-am înălțat în vibrație. Dar cei care sunt cu vibrații și-au rămas în vorba ta, în roboței, acei nu simt. Nu simt, dar pleacă de aici. Ei pleacă sau noi plecăm? Ei pleacă. Ei pleacă. Așadar, cine vrea să rămână pe pământ, pe pământul în care Iisus spune în Biblie că va fi un nou pământ, acesta este, acesta este pământul. Niculina, spune tu că deci tu știi. Deci acesta este pământul, pentru că pământul se va schimba din dimensiunea a treia în patru dimensiuni. Vom vedea totul la a patra dimensiune, da? Și a patra. Și însuși pământul este în momentul lui de evoluție, de trecere din trei în patru. Și atunci toți oamenii care sunt în dimensiunea a patra vor trece împreună cu pământul. Ce înseamnă asta? Înseamnă, în primul rând, ce am învățat eu, ce am înțeles eu și ce am simțit eu. Înseamnă, în primul rând, să devenim mai buni.
Devenim conștienți, Gina, că nu există bine rău. La Dumnezeu nu e bine rău. Asta e doar în mintea oamenilor. Nu există polaritate. Dumnezeu nu e bun sau rău. Este și atât. La fel și noi. A deveni mai bun ce înseamnă? De fapt, vrei să spun, să traduc, să fii tu, să fii esența aia divină. Da, dacă să ajungi acolo, e nevoie... Este să vrei să ai niște cunoștințe, ca să știi cum să faci, da. Și să le aplici și să vrei să fii Dumnezeu. Să vrei să transformi partea aia divină din tine, să o scoți la suprafață. Că să înseamnă să fii Dumnezeu, dar nu o să fim noi acum... Fiecare Dumnezeu peste un univers. De acord cu tine, dar de a scoate din tine partea divină, de a face cunoscut acel necunoscut. Și dacă tu, înjuri, dacă tu bei, dacă tu bați femeia, așa. Dacă tu judeci, dacă tu, mă rog, nu înseamnă că ești rău, Gina. Înseamnă că ești un om în mare suferință. Deci hai să privim oamenii ăștia așa. Și atunci nu mai e nimeni rău. Ei sunt oameni în suferință, oameni cu mari probleme. Dar nimeni nu-i ajută să fie conștient de manifestarea lui atunci. Și dacă te vede la televizor pe tine spunând, omule, care bei, care fumezi, care bați, care ești agresiv, așa. Care ești tulburat, schimbă ceva. Crezi schimbă. Că va schimba? S-ar putea să nu schimbe, dar viața sigur îl va aduce acolo. Deci atâtea lecții dă viața la oamenii care își bat joc de ei, pentru că acești oameni, de fapt, își bat joc de corpul lor, de mintea lor, de spiritul lor. Da? Nu înseamnă că sunt răi. Înseamnă că își bat joc de ei. Și de cei din jurul lor. Și din jurul lui deschis portița. Da? Nu mai intrăm în elementul ăsta, că tu știi că eu îți spun repede. Că ăla de lângă tine e oglinda ta. Ai deschis portița, vezi de ce e obvărut în viața ta. Ce ai de rezolvat tu la tine? Că după ce rezolvi, își vede treabă sau se transformă. Bun. Deci, oamenii aceștia își bat joc de ei, în primul rând. Și după care, și de cei din jur. Gândiți-vă la un copil care vede atâta agresivitate în casă. Ce va fi copilul ăla de-a lungul vieții? Foarte multă suferință, pentru că el nu va ști că există și altă lume. Toată lumea lui e întâlnită doar de oameni agresivi. Își bagi joc de ei, iar viața, universul, tot timpul îți aduce lecții ca să te trezească. Deci toți oamenii care au fost așa, din ce cunosc eu și cunosc destule cazuri, ceva li s-a întâmplat. Ba s-a îmbolnăvit de cutare, ba s-a întâmplat ceva, ba a murit cineva drag, ba până s-a trezit. Și când vezi că li se dă anumite semnale, li se dă câte o pălmuță, li se dă... Dacă nu pricep, de la un bățișor, de la un par, de la un... Așa. Așa, să-l lua sus. Spune tu... Că să nu privești omul altfel decât așa cum este și să-l accepți așa cum este, este, cu alte cuvinte, așa cum înțeleg eu, să fii mai bun. Tu ai spus-o sub o altă manieră. Eu am spus-o să fim mai buni. A ne schimba, să privim pe cei din jurul nostru cu dragoste necondiționată. Să simți lucrul ăsta, ori să simți dragoste necondiționată, Niculina, eu mă pun acum în fața unui... Da, dar știi cum poți să faci asta? Doar într-un singur mod. După ce simți dragoste necondiționată față de tine. Adică eu să mă... Adică să te iubești, eu mă pe iubesc. Tine. Da, da, da. Am nu mă iubesc. Da. Nu știu, eu zic că mă iubesc. E foarte, foarte dificil de discutat lucrurile astea și amplu, pentru că implică anumite controverse. Eu spunând practic anumite lucruri, Niculina, eu mă contracarează cu anumite obiecte din trăite din viața ei și atinse, obiective atinse. Ei, eu spun așa. Un om îți dă în cap și îți fură geanta. Te lasă lat în stradă și fuge. Mă trezesc și sunt în agonie după ce m-am trezit din agonia aceea, pentru că de ce mi-a venit acum chestia asta? Am văzut la televizor. Okay. Când o femeie a fost lovită pe stradă, de pe trecere pietoni, lăsată în mijlocul drumului, toată lumea se adună în jurul ei, iar un el și o ia, o cotrobăiește, îi fură geanta și banii, apoi se duce într-o parte în alta și chipurile vrea să ajute victima să-i facă nu știu ce și dispare cu bunurile femeii. Și atunci mă întreb, că crede-mă, Niculina, așa m-a luat un val de furie, cum să iubesc acel om, domnule?
Te rog, iartă-mă, spune-mi cum să-l iubesc. Necondiționat, când el vine și îți ia bula, fiind în agonie, fiind acolo, poate la un prag de un pas de moarte. Lovită petrecere, m-a revoltat. Da. Și vrei să spui că atitudinea mea nu este normală? Nu, era atitudinea de salvator. Crezi că ai putut să rezolvi ceva? Dacă da, revoltat? Dar nu, n-aș ai rezolvat ceva? M-am revoltat. Și ai rezolvat ceva? Dacă aș fi fost acolo, poate că aș fi luat atitudine. Exact. Deci nefiind acolo, ce ai rezolvat dacă ai stat? M-am enervat. Așa, și cine a avut de suferit? Tu! Și îmi spuneai mai devreme că te iubești. Uite ce bine te iubești. Dar nu poți ce puteai să intervii, Gina? Deci când ești într-o acțiune și poți să intervii activ, e ok. Dar când ești la mii de kilometri, ce să faci? Trebuia să dai telefon, spui, uite, ăla cu roșu, ăla cu verde, o furat, o făcut. Nu ai putut. Deci vezi? Deci te-ai enervat singură, te-ai chinuit singură. De ce? Pentru că în tine era programul, veșnicul program de salvator, care este activ la 99% dintre oameni, în care tot timpul să salvăm pe alții. Da? Și v-am mai spus, în momentul în care salvezi pe cineva, de fapt devii călău pentru el, pentru că nu-l lași să treacă experiența, pentru că noi suntem veșnici, nu suntem doar în viața asta. Și fiecare, prin fiecare experiență învățăm ceva. N-ai tu de unde să știi ce experiență a învățat femeia acolo, Petrecer de pietoni. N-ai de unde să știi cum se vede de sus. Eu așa spun la tatăl meu, nu judecați, pentru că nu știm cum se vede de sus. Dumnezeu îl vede altfel. Am mai dat o dată exemplu cu bețivanul ăla care stătea prin șanțuri și cineva l-a întrebat, Doamne, cum Dumnezeu de ăsta spui tu că iubi de tine, că Dumnezeu tot timpul avea, trimitea o lumină pe el ca să-l protejeze. Cum să fie dacă el stă prin șanțuri? Și Dumnezeu a zis, este un spirit foarte evoluat, dar mai are de învățat lecția umilinței. Da. Am auzit și eu, am citit și mi s-a părut ok, e logic. Pentru că trebuie să înveți tot felul de lecții. Dar tu dacă te-ai revoltat, ce ai făcut? Te-ai chinuit tu pe tine. Da, e foarte adevărat că m-am revoltat, m-am chinuit pentru că nu pot să rămâi pasiv. Așa stricată. Dar ce ai putut să faci? Deci când ai ceva și poți să acționezi, atunci da, fii prezent, acționează, fă ce trebuie să faci, într-adevăr ai și sufletul mulțumit că ai făcut ceva. Dacă nu poți să faci nimic, te mai chinui singură. Da, Niculina, dar asemenea specimene de oameni, că nu pot să numesc un om... Au și ei rostul lor aici. Hai să nu judecăm. Au și ei rostul lor aici. Asta înseamnă, asta înseamnă, dragii mei telespectatori, iubire necondiționată. Ce face Niculina? Sincer, vă spun cu mâna pe inimă, recunosc că îmi va fi foarte greu să ajung acolo. Recunosc. Ei, da. Pentru că... Deja ți-ai programat. De ce? Poți într-o clipă. Totuși să elimini. Știi cum? Mintea noastră, blocată, stă ca pe o bucățică asta de hârtie. Dacă vrem să ieșim de pe această hârtie, trebuie să acceptăm și alte variante, că se poate și altfel. Și atunci ne mărim. Hârtia și mintea noastră va fi mai... va avea o plajă mai mare de accepțiune și de credință. Avem un telefon. Alo? Alo, da? Alo, bine ziua. Hristos a înviat, bine ați venit. Adevărat a înviat, Hristos a înviat, mă iertați. Bine ați venit. Vreau să vă felicit pentru emisiunea dumneavoastră. Mulțumim. Eu nu o consider ciudată deloc, pentru că această emisiune mi oferă o deschidere, nu știu, o deschidere spre ceea ce nu știm, nu cunoaștem. Și aș avea o întrebare pentru doamna Niculina. Vă rog, da. Cum explică dumneavoastră un atât de număr mare de oameni depresivi? Oameni depresivi. Practic, sunt și oameni depresivi care nu au motive. Deci oameni cu bani, oameni care au o situație foarte bună. Cum se explică? Nu știu. Da, vă explic imediat, doamna. Da. Mulțumesc. Și noi vă mulțumim și imediat veți primi răspunsul. Depresia apare în momentul în care omul nu creează. Poți să ai toate bunurile din lume, dar dacă tu te-ai limitat doar la ele și nu faci altceva în plus, atunci apare starea depresiei. Starea depresiei înseamnă când sufletul nu mai crește. Asta e depresia. Deci indiferent câte bunuri ai, câți bani, câte proprietăți, câte... totul e din exterior. În interiorul tău, acolo este un gol. Și de aia este depresia. Da? În momentul în care creezi, faci ceva diferit. Deci, eu am întâlnit oameni cu foarte mulți bani, care au zis, doamnă, și bolnavi, înțeles,
că nu mai îmi trebuie niciun ban din ce am, numai să fiu sănătos. Pentru că sănătatea trupului și a sufletului îți dă această stare de bine, de veselie, de... cu cât ai mai mult, cu atât ai mai multe griji, stres, panică, griji, atenția împânzită la cum să avem grijă de toate alea. Deci depresia, lipsa creației. Creați, creați și iar creați. Și ca o completare a ceea ce a spus Niculina, de fapt am să o provoc eu să dea și următoarea explicație, nu prea este bine primită în rândurile celor care sunt în starea aceasta. Este vorba și de acea vibrație mai joasă, pentru că omul, trăind în material, este obișnuit cu ceea ce este palpabil în jurul lui. În momentul în care vrea să stăpânească, să fie sigur pe tot ceea ce este în jurul lui și scapă ceva de sub control, asta tot Niculina mi-a spus-o, pentru că era vorba și de mine în momentul respectiv, când vrei să ții totul sub control și ceva îți scapă, deja devii depresiv. Depresiv, da. Și atunci am învățat să iau lucrurile cum sunt, să nu mă mai gândesc la nimic mai mult decât ce este nevoie pentru mine și ce am nevoie pentru mine, să nu mai schimb lumea pentru că nu voi reuși. Asta m-a învățat Niculina și am învățat foarte clar. Iar cărțile pe care vi le spuneam eu, stimați spectatori, să le citiți, m-au ajutat, eu le-am citit și m-au ajutat foarte mult. Ce spunea Niculina? Dar trebuie pus și în practică. Degeaba citim dacă nu punem și în practică. Adevărul este că suntem foarte preocupați de timpul zilei, de problemele noastre. Dar dacă n-am exista noi și n-am fi noi, atunci cum să trăim? Cei din jurul nostru devin dependenți de noi. Dragi telespectatori, îi mulțumesc lui Niculina că a venit alături de noi. Și eu vă mulțumesc. Îmi pare rău că ora noastră este doar de o oră și că timpul, așa cum știți, ziua s-a scurtat numai de 24 de ore mai puțin și atât s-a comprimat și ora. Dar ne vedeți în reluare mâine seara la ora 6:30 și bineînțeles pe internet. Mulțumesc, Niculina, că ai venit. Mulțumesc. Stimați telespectatori, vă spunem un Hristos a înviat și să fiți sănătoși alături de noi, să ne urmăriți când vreți dumneavoastră. Mulțumesc Vera Marinei, mulțumesc Lola Style pentru frumusețea care mi-a acordat-o astăzi, să fiu așa în fața dumneavoastră. La revedere! La revedere.